Hello. Bună ziua. Namaste. Numai o secundă. Stați că sunt și eu pregătit. Fiecare cu coșul lui. Facem schimbul oficial româno-indian. De acord? Ok, de acord. Ok, perfect. Dăm mâncarea noastră tradițională românească la schimb cu o mâncare indiană. That's right. Perfect. Aici aveți produse tradiționale românești adevărate. Avem și una țuica din Maramureș. E perfectă. Țuica. Și numai un pic să vă iau coșul pentru că este foarte greu. Și numai o secundă. Haideți să ne așezăm la masă. Și bine ați venit. Aveam și flori. Thank you. V-am adus și flori. Să știți că sunt foarte bucuros și sunt onorat că astăzi v-am invitat la masă. Thank you. Mulțumim mult de tot și vreau să le arăt puțin celor de acasă despre ce este vorba, pentru că miroase în tot platoul emisiunii. Aici este mâncare tradițională indiană și anume... Aici avem... Pulao rice. Perfect. Pulao rice. Eu o să mănânc astăzi până aici. Indian. Așa. Perfect. Yes. Opa, și aici avem butter chicken. Și acolo butter chicken. Este pui cu unt. Perfect, cu unt. O să mă ocup imediat de ambele porții și să nu uităm produsele noastre tradiționale românești pe care dați ploile, că le țin eu, le pun deoparte aici și le luați după aceea. Și produsele tradiționale românești, să le duceți acasă și să vă aduc aminte de România. Okay. Știu că aveți o poveste cu palinca. Palinca e aia. Ce poveste? You have palinca. A story. Tell the story with palinca. Da, are o poveste cu palinca, are o poveste scurtă, dar interesantă despre palinca. Unul din prietenii mei a venit din India și prietenul meu sau prietena mea și copiii mei m-au dus în cartierul Lipscani și m-au rugat să gust palinca. Am spus, nu sunt obișnuită cu palinca. Dar atunci chelnerul i-a spus, o să vă dau 6 pahare de palinca dacă beți unul din ele. Foarte bine, să știți că am și o palinca aici la emisiune, adică suntem pregătiți. Pua, e exact ce trebuie. What degree? 70? Câte grade? 75. Mergem pe ceva 70. Premium. Numai o secundă, puțină palinca astăzi la emisiune. Da, toată lumea. Poftiți, avem și pentru noastră. Astăzi avem invitații deosebiți la masă, oameni buni, oficialitățile Indiei în România. Oamenii aceștia sunt de 2 ani și jumătate în România împreună cu familia și mă bucur că astăzi sunteți la o masă românească 100%. Așadar, noroc cu palinca! Noroc cu palinca! Pentru sănătate! Pentru sănătate! Bine ați venit! Thank you. One shot. o sorbitură și atât. Bun. Sunteți de 2 ani sunteți în România, nu? 2 ani jumătate? Almost 2 and a half. Da, aproape 2 ani și jumătate. Și aveți copii aici? Sunteți cu toată familia? Yes. Yeah, we are here with my full family. Da, sunt aici în România cu întreaga familie, cu soția mea și cu cei doi copii, care sunt gemeni, o fată și un băiat, și care studiază la ASE. Mă bucur foarte tare să auzim aceste lucruri. Și vreau să-mi spuneți cum vi se pare țara noastră, ce vă place cel mai mult în România, ce vă enervează cel mai mult în România și apoi să tăcem și la masă, că deja nu mai pot de foame. Eu sunt și foarte pofticios, mă rog, o să vă explic mai încolo. Oamenii sunt foarte prietenoși. I love the Minneapolis shopping, especially my favorite place is Ouro.
place foarte mult să fac cumpărături în România și locul preferat este oborul. Da, locul preferat este oborul, pentru că este gospodina. Mie îmi place România pentru că țara oferă totul. Din punct de vedere turistic, aveți munți, aveți marea, aveți câmpii, aveți râuri, fluvii și unul din locurile mele favorite este Delta Dunării. Delta Dunării. Pe lângă aceasta, oamenii sunt foarte prietenoși și cum se cade. Multe persoane nu vorbesc limba engleză, dar într-un fel sau altul ne înțelegem prin limbajul semnelor, pentru că sunt foarte prietenoși. Da, aveți vreun moment amuzant în cei 2 ani și jumătate de când sunteți în România? Of course, quite a few. Sigur, am câteva. Am câteva, am destule. Când am venit aici, nu am știut, mergeam pe strada Lipscani și cineva din spate a început să cânte limba indiană, foarte frumos, un cântec dintr-un film al lui Raj Kapoor. M-am uitat în spate și am constatat că este un român, nu un indian. Știi, deși era român, a început să cânte în indiană un cântec al lui Raj Kapoor. Am fost foarte surprins. Lanțul amintirilor. It was which da. One? Yadu Kibara. Asta e. Caută-l pe YouTube, Iulica. Caută pe YouTube, ai auzit Lanțul amintirilor. Hai, caută repede, te rog frumos. Vreau să, deci dumneavoastră, am zis, deci vă place foarte tare în obor. În București. Because I found that da, pentru că am văzut că românii știu să brodeze, știu să facă lucruri de mână foarte frumoase și când mă duc la Bucurobor, mă uit întotdeauna la broderii. Embroidered items. Foarte tare. Foarte tare. Eu zic brodate. Să mâncăm, că de asta am venit astăzi la masă. Știu că favorita dumneavoastră este mămăliga cu brânză. E adevărat? Românește, vă place mămăliga cu brânză? Cu brânză și cu smântână. Da, cu smântână. Da, ați tăiat vreodată, v-a tăiat cineva mămăliga cu ața? Nu? A? A tăiat cineva mămăliga așa? Nu. No. Eu sunt primul, uitați. But we cut... uitați. Deci asta este tradițional românesc, bagi ața așa. Ok. We do this to cut eggs. Și noi facem asta ca să tăiem ouăle. Am înțeles. Este interesant, nu? Yeah. E very, very interesting. Da, e foarte interesant. Și acum vă rog frumos să dați-mi voie să vă servesc. Știu că vă plac și jumările cu ceapă. Opa! Ceapa. Ceapa? Ceapa. Perfect, avem și jumări cu ceapă. Mulțumesc! Așa, mulțumesc! Ce știți în română? Ce cuvinte vă plac cel mai mult? În 2 ani și jumătate... Iubesc deci, România. Te iubesc România. Foarte frumos. Avem și smântână. Punem smântână? Mă rog frumos. Smântână. Și avem și brânză. Dar nu știu unde e brânza. Little. Puțin? Puțin. Noi punem un pic mai mult. Mai mult. Vă rog frumos, bine ați venit la masă. Eu știu că dumneavoastră... Puțin. Puțin? Puțin și la mine atunci. Eu știu că dumneavoastră vă place foarte tare să gătiți. I love, it's my passion. Da? Ador să gătesc. Foarte tare. Ce vă place cel mai tare? Cooking. Da, dar ce fel de mâncare? What kind of food? Indian. I cook Indian food, I cook Malagasy, Madagascar food. Mâncare indiană din Madagascar, de asemenea din Franța, mâncăruri franțuzesc. Eu sunt din Madagascar și de aceea îmi plac mâncărurile din Madagascar. Dar știe să gătească și sarmale, să știți. Sarmale? Avem sarmale, ia uitați! Și vreau să vă întreb, pentru că e cunoscută mâncarea, doar una?
La noi e de la 3 în sus. Ok. Bine, măcar două atunci. Trei de familie. Pui? Pui. Pui? Da, așa. Și vă rog să... Bă, la, când invităm oamenii la masă, trebuie să și mâncăm, adică da, dacă vorbim în continuu că mâncăm, asta e problema mea. Ce facem? Eu zic să mâncăm. Ia. Iulica, bagă lanțul amintirilor, tată, pe fundal, așa, hai. Ba. A? Ok. Asta e, vă mulțumesc. Foarte frumos. Și știu că știu. Poftă bună. Vreau să vă zic ceva. Doamna Temina Rai, aici lângă mine, a început să cânte și soția noastră chiar are o voce senzațională. Ok, you sing. Cântă. Cântă. You have a beautiful voice, that's what they say. Yeah, chiar are, nu? Ai o voce frumoasă, așa, asta a spus. I never sang in my life. Niciun avântul până a ajuns în India, da? N-am acum cântat când are în și viața mea. Dă mai tare, Iulica, că e peste piesă. Asta e altă piesă. Da. This is another piece. Foarte, foarte tare. Vreau să vă întreb ceva. Vă rog să luați sarmale și facem pe rând. Acum o lăsăm pe soție să mănânce. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră. E cunoscută mâncarea indiană ca o mâncare foarte condimentată, foarte iute, foarte aromată. E vreo mâncare românească care se apropie cât de cât de mâncarea indiană? Yes. Da, este. Bacon. Aubergine. Vinetele. Eggplant. Vinetele. Eggplant, the way they make, it's like it's Indian. Spicy. Acelea spicy. Sunt condimentate. Spicy, nu neapărat condimentate, dar au un gust apropiat de cel indian. Știi care, cum se numește mâncarea respectivă? Este o mâncare românească făcută din vinete, care este foarte apropiată de cea indiană sub aspectul condimentării, dar nu ne aducem aminte cum se numește. Foarte frumos. Vă rog frumos să știți că avem și jumări și ceapă, avem și sarmale. Vă rog frumos să poftiți și să... Foarte gustos. Foarte bine. Foarte bine, foarte bun. Eu sunt fan orez și orez basmati? Da, și îmi place foarte mult. Și acum aș gusta butter chicken. Murg makhani este denumirea. Murg makhani. Murg is pui? Pui, da. Makhani is murg este pui și makhani este unt. Da. Unt. Adică pui în unt. În fel de e foarte gustos. Foarte gustos, senzațional. Se face greu? Nu. Nu este dificil dacă știi rețeta. Orice mâncare este ușoară dacă știi cum să o faci. Numai o secundă. Aș vrea să dau puțin sarmalele la o parte și mămăliga. Am mâncat în fiecare zi sarmale și mămăligă. Să trecem la ceva, porția mea, de ceva mâncare indiană. Eu... Da. Deci, trebuie să pun orez aici. Păi, consider asta toată farfuria mea, dragi colegi, stați liniștiți, nu mâncați nimic astăzi. Asta este farfuria mea. Glumesc, le dau și lor, sunt băia bun. Copiii sunt gemeni, da? 20 de ani? They are 20 years old. Au, they twins, da, 20. Sunt gemeni și amândoi au 20 de ani, evident. 20. Nu e problemă. Or fi ei, or fi copii. Copii? No, Foreign Office. Nu, de la Foreign Office. Protocol. De la Ministerul de Externe, protocol. Sper din toată inima că nu v-am încurcat programul
Și hai să dăm noroc, coțuica, adică pentru... Palinca? Palinca, no. Serios, e gustoasă, nu? Yes. No, it was not a mix-up, it's fine. Ah, e ok? Nu, mi-ați încurcat programul, stați liniștit. Da, e palinca. Da, am făcut, v-am făcut cadou să aveți o amintire de la noi, de la emisiune. If I drink all this, I will sleep here only. Nu nicio problemă, avem două canapele, sunt extensibile. Vreau să-mi spuneți, cum văd copiii România? Pentru că sunt tineri, sunt studenți aici și cum văd ei România? They have fallen in love with Romania. S-au îndrăgostit de România. They don't want to go back. Nu vor să se întoarcă cu noi acasă, nu vor să se mute nicăieri, vor să trăiască aici, vor să muncească aici. Și mereu venim cu argumente ca să se întoarcă cu noi acasă, pentru că ne iubesc și așa mai departe, dar ei spun, da, mergem cu voi acasă, dar după aceea ne întoarcem în România. Au amintiri foarte plăcute din România și foarte bun prieten aici. Acum urmează o întrebare foarte dificilă. Foarte dificilă. Au, el are iubită româncă și fata are iubit român? S-a făcut liniște. S-a făcut liniște. No, it's not difficult. Nu e dificilă întrebarea. Fiul meu are prieteni și iubită. Iubită româncă. Girlfriend. Romanian girlfriend. Romanian girlfriend love him. Multe românce îl iubesc. No, I have to choose. Multe românce îl iubesc. Deci, până la urmă, mama alege. My daughter doesn't have a boyfriend. No. Fiica mea nu are un iubit, mă rog, un prieten. Tata, îți dai seama, fiica mea n-are iubit. Așa să fie. Să știți că mă bucur foarte tare că ați venit astăzi. Sunteți niște oameni extraordinari. Și mă bucur foarte, foarte tare. Mi-ar plăcea să stăm la masă ore întregi, să ne povestiți despre India. Avem foarte mulți români care iubesc India. Avem foarte multe vedete care sunt fascinate de India și care merg în India. Iulia Vântur, știți pe Iulia Vântur? Yes, Iulia Vântur, yes. Love with Salman Khan. No, gone. No. No? Hopa! Deci știți mai multe decât știu eu. Hopa! Hopa! But you have not asked one question. Dar n-ați pus o întrebare. Who is the best singer? Care este cel mai bun cântăreț, cel mai celebru cântăreț român pe care îl preferă fiul meu? Deci fiul dumneavoastră, pe cine preferă el ca și cântăreț român? Andra Maruța. Andra Maruța. Foarte tare. That's so. Foarte tare. Loredana Groza. Foarte tare. Loredana Groza. Super. Păi o să vă trimitem un cadou și la anul vă invităm la Sala Palatului. Nu știu cum. Also, I am very much into culture here. Yes. I found that în ce privește cultura, am constatat că românilor le place cultura indiană. Am participat la un festival, Ishia Festa, unde s-au prezentat sariuri, a fost o expoziție de sariuri și a avut foarte mult succes. Am constatat cât de mult iubesc românii India. Vă cu mulțumesc. Această ocazie. Vă mulțumesc mult că ați venit și vreau să mai veniți cu mare plăcere la noi la emisiune oricând. Oamenii aceștia sunt oficialii ambasadei Indiei în România. Sunt o familie extraordinară, așadar Partha Rai și Temina Rai, de 2 ani jumătate în România. Niște oameni care iubesc România și cred că asta este cel mai frumos. Și vă mulțumim mult de tot că ați venit. Thank și să știți că am florile. Unde sunt florile? Ce-am făcut cu florile? Ce-am făcut cu florile? Florile sunt pe masă. Unde e țuica? M-am emoționat, normal. Să știți că florile
așa, și, bineînțeles, produsele tradiționale românești. Namaste. Palinca, palinca, brici. Okay. Maramureș, din Maramureș. Maramureș. Tonight? Maramureș. Tonight? Party! It's party time! Yes! Vă mulțumim mult de tot! Niște oameni frumoși care știu să se bucure de fiecare clipă și mă bucur că au venit astăzi alături de noi. Parta Rai și Temina Rai, vă mulțumim mult de tot! Mulțumim mult de tot! Thank you for the opportunity!